cel mai bun dintre toți, de Max Lucadă. Ceva mai sus în dreapta? Ceva mai sus în dreapta? ordonă primarul. În vocea lui nu se simțea niciun pic de răbdare. Cip, omulețul de lemn care ridica pancarta, se întinse cât putut de mult și bătu cuiul în stâlp. Așa e mai bine? Însă nici nu-și sfârși bine vorbele, că scara a început să se clatine cu el cu tot, întâi într-o parte, apoi în cealaltă și... Buf! Chip reuși în ultima clipă să se agațe de cuiul pe care tocmai îl bătuse. Perfect, spuse primarul, acum chiar că e perfect. Pe când ceilalți alergau să îl ajute pe Chip, care se legăna prins de cui, soția primarului citi cu voce tare cuvintele scrise pe pancarta ce se întindea sus cât era strada de lată. Orășelul Wemic îi urează bun venit domnișoarei Meda Liata. Vai ce zi minunată! exclamă ea bătând din palme. Cine s-ar fi gândit că o persoană atât de faimoasă ne va vizita orășelul? Știți ce se spune? nu e așa? Cu toții s-a plecat spre ea, curioși. Dintre semenii noștri, ea e cea mai bună, e cea mai bună dintre toți. Pancinelo și Lucia erau destul de aproape ca să-i poată auzi cuvintele. Ca și ceilalți locuitori ai orășelului, și ei erau făcuți din lemn de către Eli, creatorul tuturor omuleților din lemn. Dar, spre deosebire de ceilalți, ei erau nedumeriți. Mai spuneți-mi odată, o rugă Pancinelo pe soția primarului, de ce este atât de faimoasă? Pentru că toată lumea o cunoaște. Dar de ce o cunoaște toată lumea? Pentru că e faimoasă. Dar de ce vine în uemic? mai întrebă Pancinelo. Soția primarului își dă două ochii peste cap disprețuitor. N-ai auzit? Vine să aleagă membrii pentru clubul omuleților minunați. Pancinelă o de două aprobatori din cap ca și cum înțelesese, deși nu pricepuse nimic. Se uită la Lucia, ea se uită la el și amândoi ridicară din umeri. Tocmai se pregătea să mai pună o întrebare când omulețul care era pus de pază în vârful colinei începu să strige. A sosit! A sosit!" Se auzi zgomot de uși trântite. Magazinele se goliră pe dată. Toți dă dură din toate direcțiile spre strada principală. Tații își ridicară copiii pe umeri, iar omuleții mai scunzi își făcură loc cu coatele ca să ajungă în fața celorlalți. Răsunau strigăte peste tot, mulți arătau cu degetul să se ridicau pe vârfuri, până când se ivi la cotitură un soldat de lemn îmbrăcat în uniformă, arătând foarte oficial și bățos. Cu un pergament într-o mână și o goarnă în cealaltă, pășii militărește pe podul de peste râul Uemic și se opri în fața mulțimii. Privind drept înainte, așteptă solemn să se facă liniște, apoi deschise pergamentul și citi cu glas tare. Cioplită din cel mai tare copac, tăiat din pădurea cea mai măreață, plin de seva cea mai pură, ea dintre toți e cea mai bună. Așadar, locuitori, urați bun venit în micul vostru oraș, cele mai nobile fibre din cel mai de seamă copac, minunatei, Meda, iata! Din câteva mișcări rapide, soldatul strânse pergamentul, îl puse sub braț și duse goarna la buze. Ta-ta-ta-ta! -da, ta -da! Ceea ce văzura apoi omuleții îi lăsă pe toți cu gura căscată. De după colțul străzii apărut mărșăluind o grupă de soldați ce purtau pe umeri un fel de lectică cu draperii de jur în împrejur. Pancinelo auzi o voce în spatele lui. Iaie!" Lectica era așezată pe două bâne de lemn și era purtată pe umeri de patru soldați. Doi soldați mergeau în fața lor și alți doi în spate. Singurele sunete care se auzeau erau făcute de cizmele soldaților pe podul de lemn. Tropa, tropa, trop! Soldații mergeau în cadență perfecte. Asta până când unul dintre ei se împiedică doar un pic și lectica se înclină spre apă. Tuturor li se tăie răsuflarea de spaimă. Dacă lectica s-ar fi înclinat un pic mai mult, atunci oaspetele de onoare ar fi căzut în râul învolburat. Însă soldații își reveniră repede, trecură podul și se opriră în fața primarului și a soției sale. Acolo lăsară lectica jos cel care sunase din goarnă și citise pergamentul făcu un pas în față și, după o pauză lungă, trase draperia. Când Meda păși afară, toți se dădură un pas înapoi. Nu mai văzuseră niciodată un omuleț de lemn asemănător cu domnișoara Meda Liata. Purta pene la pălărie, cerceii ajungeau până la umeri, iar buzele și rochia erau de un roșu intens. Avea pantofi cu toc înalt unghii lungi, dar cel mai lesne de observat era medalionul care i-a la gât, un M mare din aur. Când pocni din degete, un soldat îi dă două bucate de pânză albă. Cu ea își șterse cu grijă emul și se uită la el ca într-o oglindă. Văzându-și reflecția, își aranjă părul și zâmbi. Medaliata era mulțumită de sine. Privind cu aroganță, își întinse mâna în fața primarului și își drese vocea. <coughs> Soția primarului înțelese gestul și îi trase un cot soțului ei. Sărută-i mâna! Și el se execută imediat. Apoi, vizitatoarea exclamă, ce noroc pe voi că am venit aici! Zâmbea cu superioritate, ținând în continuare capul în sus și mâna întinsă. Soția primarului făcu o reverență și le făcu semn și celorlalți omuleți să facă fix la fel. Aceștia făcură tocmai, chiar și bărbații. Continuăm cu saluturile? întrebă Meda. Desigur? îi răspunse primarul. Toată lumea la rând! Unul câte unul, cetățenii din Buemic trecură prin fața musafirei lor. Da, da, răspundea ea la orice îi se spunea. Bine ați venit în orășerul nostru. Da, da, ne bucurăm că sunteți aici. Da, da, suntem onorați. Da, da era mai puțin preocupată de ceea ce îi se spunea și mai mult de ceea ce vedea. Din când în când, se oprea și își ațintea privirea asupra unui omuleț, examinând nasul proprietarului magazinului și urechea fiului său. Cu mâinile înmănușate își trecu un deget peste mâna constructorului și se uită îndelung la fruntea pictorului. Nimeni nu știa ce anume căuta, dar nimeni nu o întreba. Deși soția primarului se comporta de parcă ar fi știut, dând aprobator din cap și oftând odată cu faimoasa musafiră. Lui Pancinelo îi aruncă doar o privire scurtă, dar pe Lucia o privi lung când îl văzu pe Pancinelo, Meda se trase brusc înapoi, înainte ca el să-i poată atinge mâna. Plină de trufie, dădu din mână și spuse, mai departe, mai departe. Uimit, Pancinelo nici nu se clinti, stătea acolo, nemișcat și curios. Pleacă, repetă și solvitorul ei cu voce fermă. Pancinelo făcu precum i se spuse. Lucia se duse după el, dorind să nu aibă parte de același tratament. Dintr-o dată fu oprită de celebra vizitatoare. Vai, vai, spuse cu admirație medaliata, ce avem noi aici? Ochii se măriseră și, pentru prima dată de când începuse să-i salute pe omuleți, îi apăru un zâmbet pe fața îngustă atât de netedă și o nuanță atât de frumoasă. Ești mahon? Lucia nu înțelegea nimic. Poftim? Ești făcută din mahon? Lucia trebuie să se gândească o clipă. Da, îi răspunse ea apoi. Din ce pădure? Lucia făcu o pauză ca să se gândească și îi luă ceva timp să-și aducă aminte. Din pădurea maiestoasă, răspunse ea într-un final. Meda duse mâna la gură, fiind evident surprinsă. Ah, păi noi, noi două ne tragem din aceeași familie de arbori." Chiar așa?" Meda liata râse. Desigur!" Apoi s-a plecă înspre ea și-i șopti. Ce bine e să găsesc pe cineva cu aceleași rădăcini ca ale mele." Rămâi prin preajmă și o să vorbim." Asta și făcu Lucia. Între saluturi, medaliata, se înclina spre ea și-i șoptea tot felul de lucruri. O oh, ce boștean noduros, e dintr-un crâng de proastă calitate, provine cu siguranță de pe partea umbroasă a muntelui. Deși Lucia nu înțelegea deloc comentariile, nu spunea nimic. După ce se sfârșiră toate saluturile, Meda îi făcu semn Luciei să se apropie. Mâine trebuie să mai vorbim, am ceva pentru tine, spuse ea, arătând înspre medalionul ei cu litera M. Spunând asta, se întoarse și plecă, escortată de soldați și urmată de primar și de soția acestuia. Pancinelo se apropie de Lucia. Am creșit cu ceva? Nu știu. Atunci ai făcut tu ceva bun? Nu știu nici asta. De ce e amabilă cu unii și nepoliticoasă cu alții? Cred că are de-a face cu copacul strămoșesc. Cu ce? Cu pădura din care te tragi. Și de ce contează asta? Nu știu, răspunse Lucia. Se întoarseră și ieșiră din orășel. Amândoi erau tăcuți, nu știuseră că erau diferiți, iar acum, ca aflaseră asta, nu știau cum ar fi trebuit să se simtă unul în prezența celuilalt. Ne vedem mâine, spuse Pancinelo într-un final. Da, sigur, îi răspunse Lucia. Dar niciunul dintre ei nu era prea fericit. În cursul zilelor următoare se văzură din ce în ce mai puțin. Faimoasei Meda nu i luase prea mult timp ca să și aleagă omuleții preferați pentru clubul omuleților minunați. Lucia se număra printre ei, la fel proprietarul magazinului și domnul și doamna primar. Meda le dăduse fiecăruia câte un M de aur, ca să-l poarte la gât. M vine de la mahon. Voi sunteți mahon l a explicat ea în timp ce le arăta cum să-și lustruiască medalionul. Nu toți omuleții sunt egali, unii sunt obișnuiți, făcuți din pin sau ulm, doar câțiva sunt de calitate superioară, ciopliți din mahon, ca voi, și chiar dintre voi, doar o parte provin dintr-o familie nobilă de copaci. Se uită la Lucia, care roșii, în timp ce restul omuleților aplaudau politicos. Și apoi mai sunt și cei care sunt sălcii, spuse Medaliata, strâmbându-se de parcă ar fi gustat ceva acru. Sălcii? întrebară ei. Salcia e un lem slab, explică ea. Se îndoaie, se zgâri, are rădăcini slabe. Nimeni nu vrea să fie salcie. Și cunoașteți una? întrebă soția primarului. De fapt, aveți una chiar în orășelul vostru. Cu toții se aplecară spre ea, curioși, iar Meda privi iarăși către Lucia. Prietenul tău, Pancinelo? întrebă Lucia. Toți amuțiră. Am știut dintotdeauna că este mai slab, spuse cineva. De mult timp bănuiam că nu se trage dintr-o familie bună, mărturisia altcineva. E un copă cel așa de slab, adăugă un al treilea. Ceilalți dă dura aprobator din cap și Lucia odată cu ei. Din acea zi, orășelul uemic a început să se schimbe. Omuleții din lemn țineau cont acum de copacul din care erau făcuți ceilalți. Nucii îi priveau cu dispreț pe pinii. Pinii îi priveau cu dispreț pe ulmi, mahonii îi priveau cu dispreț pe toți și toți îl priveau cu dispreț pe pancinelo. Cei din lemn de nuc formară un club și deschiseră mai multe filiale. Cei din ulm croiră o cărare și o numiră strada ulmilor. Cei făcuți din lemn de mahon construiră o casă în copac și țineau acolo petreceri de lustruire a emurilor. Toată lumea avea un grup. Toată lumea în afară lui Pancinelo, desigur, până și Lucia îl ignora. Bună, Lucia!" o saluta el. Da, da," îi răspundea ea fără să se oprească. La urma urmei, ea era cioplită din cel mai bun covac, iar Pancinelo era doar un omuleț din salcie. Era moale și se înduia cu ușurință. Într-una din zile, Pancinelo se simți mai singur ca niciodată, așa că se duse la picnicul pinilor, dar nimeni nu veni să stea lângă el. Nu ci jucau niște jocuri, însă niciunul nu i-a pasat și lui Mingea. Încercă chiar să meargă la o petrecere a mahonilor, dar semnul de pe ușă atenționa. Doar pentru cei din lemn regal. Pancinelo era foarte trist. Se plimbă puțin și se așeza apoi lângă râu, acolo unde creșteau sălciile. De ce trebuie să fiu eu salcie?" zise el fără a se adresa cuiva anume. Dar ce ai fi preferat să fii?" Sunetul acestei voci îl sperie pe Pancinelo, întoarse capul și îl văzu pe Eli, creatorul lui. Mahon? Continuă Eli. Ai fi preferat să te fi făcut din Mahon? Pancinelo nu răspunse. Trist și rușinat, și-a plecat capul. Eli se apropie de el și îi ridică bărbia cu un deget. Alți omuleți sunt mai buni, îi spuse Pancinelo. Cine spune asta? Toată lumea. Eli oftă și dedu din cap. Vin în Cei doi se îndreptară spre o salce și se opriră lângă ea. Pancinelo, cine crezi că știe mai multe, omuleții din lemn sau creatorul lor? Pancinelo zâmbi ușor. Creatorul? Sigur că da. Crezi că știam ce fac atunci când am creat? Uitându-se în ochii lui Eli, Pancinelo știu că urma să audă ceva important. Ești prețios, copilul meu. Ești așa cum ești pentru că eu te-am creat astfel. Și tu ai ales pădurea? Da. Tu ai ales lemnul din care să mă faci? Da. Iar salcia e la fel de deosebită ca mahonul? La fel de deosebită. Atunci, de ce se poartă ceilalți cu mine ca și când nu ar fi așa? Iată pe cineva căruia îi poți pune această întrebare. Bună, Pancinelo! Recunoscând glasul Luciei, Pancinelo se întoarse. Îmi pare rău, îi spuse ea. I-am ascultat prea mulți pe ceilalți și nu atât de mult pe Eli. Pancinelo ridică din umeri. Observă că Lucia nu mai purta colierul cu litera M. Nu-i nimic. Amândoi, în sfârșit, zâmbeau. Vrei să ne întoarcem în oraș? Îl întrebă ea. Astăzi e marea ceremonie de rămas bun pentru medaliata. Da, mi-ar plăcea. Cei doi își luară la revedere de la Eli și porniră spre orășel. Când intrară în oraș, mulți locuitori își întorceau capetele după ei. Unii șopteau și arătau cu degetul către cei doi omuleți, unul din Mahon și celălalt din Salcie, care mergeau împreună. Dar lui Pancinelo și Luciei nu le păsa. Ei se bucurau că erau din nou prieteni. Toți cetățenii din Wemic veniră să-și ia la revedere de la domnișoara medaliata. Aceasta se urcă în lectică și făcu semn că e gata de drum. Soldații care o escortau porniră mărșăluind semeți înaintea ei, iar gornistul îi anunță plecarea. Așezați pe ambele maluri ale râului, orășenii priveau spectacolul, iar noi membri ai clubului omuleților minunați purtau cu mândrie tricourile cu însemnele clubului. În timp ce traversa podul, faimoasa musafiră făcea semn mulțimii cu medanionul său de aur. Rămâneți cu bine, umili omuleți, poate că într-o bună zi vă voi onora din nou cu prezența mea, le strigă ea. Se aplecă apoi pe, peste fereastra lecticii ca să fie văzută de toată lumea. Făcând asta, se aplecă însă un pic prea mult și începu să se prăbușească. Și căzut! se opri din cădere atunci când lanțul de care atârna medalionul se agăță de balustrada podului. Iar când acesta se rupse, Meda se prinse de un capăt și se ținu strâns de el, deși sub picioarele ei râul curgea năvalnic. Toți omuleții strigau speriați. Ajutați-o, țipa soția primarului, să salveze cineva, striga alt omuleț. Dar nu poate ajunge nimeni la ea, spuse unul dintre cei care priveau. Nu mă mai poține mult, urlă Meda. Soldații încercară să ajungă la ea, la fel și ceilalți omuleți, dar degeaba, toți erau prea țepeni ca să se poată îndoi și să ajungă sub pod. Lăsați-mă și pe mine să încerc, strigă pancinelă, eu sunt făcut din lemn flexibil. Fără să mai aștepte vreun răspuns, alergă la marginea podului și se așeză cu spatele la râu. Țineți-me de picioare!" le zise soldaților. Aceștia îl ascultară, iar el se întinse pe spate, se arcui și se răsuci până când reuși să atârne cu capul în jos. Imediat o văzu pe Meda, care avea ochii holbați de spaimă. Se ținea strâns de lanț, în timp ce picioarele îi erau trase puternic de șuvoi. Vin acum!" strigă Pancinelo și, spre uimirea tuturor, se îndoi atât de mult încât ajunse chiar sub pod și întinse mâna spre disperata Meda. Ia-mă de mână!" îi spuse el. De data aceasta, Medei nu-i mai păsa ce fel de lemn atingea. Se prinse pur și simplu de mâna lui. Trebuie să dai drumul lanțului, îi spuse Pancinelo. Medaliata îl ascultă și dădu drumul prețiosului medalion privindul cum se duce la fundul apei. Pancinelo se balansă mai departe până când o ridică pe Meda suficient de mult ca să poată fi apucată de soldați. După câteva momente, Pancinelo și Meda erau în siguranță pe pod înconjurați de ceilalți omuleți din lemn ai făcut asta?" îl întreba toată lumea. E ușor atunci când ești făcut din lemnul potrivit," spunea el zâmbind cu mândrie. Preț de câteva clipe, nimeni nu mai scoase o vorbă. În cele din urmă, din spatele mulțimii, unul dintre omuleții din Mahon veni la Pancinelo. Își scoase emul de la lanț și îl întoarse invers, transformându-l în W. Gata cu vorbăria asta despre Mahon, mai bine să fim doar wemicheni. Atârnând W-ul în jurul gâtului lui Pancinelo, el adăugă. Pancinelo, tu ești omul zilei! Unul câte unul, ceilalți omuleți din Mahon își scoaseră medalioanele și le puseră jos, lângă Pancinelo. În scurt timp, se formă o mică grămăjoară de medalioane. Chiar și primarul și soția sa făcură asta, nu înainte ca soția primarului să se mai privească o odată în medalion, înainte de a renunța definitiv la el. Omuleții pornirea apoi spre casele lor. Tot ce-și mai aminteau era doar imaginea domnișoarei medaliata, impunătoarea creatură din Mahon, coborând de una singură sub pod ca să-și caute în râu prețiosul medalion de aur. În cei privește pe locuitorii din Uemic, aceștia renunțară să mai vorbească despre copacii strămoșești și hotărâră să redevină simpli uemicheni. Cât despre Pancinelo, el avea acum o slujbă nouă. Hei, Vanginelo, îi spuse un prieten pe drumul spre oraș, mi s-a înțepenit o minge în horn, crezi că mai putea ajuta și să ajungi tu la ea? Cocoțat pe horn, Pancinelo privi spre deal. De pe veranda casei sale, Eli privea totul. Pancinelo îi făcu cu mâna, iar creatorul său îi zâmbi.